Frumos și sfânt.
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Părintele nostru drag, din ceruri venim și în seara aceasta, înainte feții Tale, cu mulțumire și cu recunoștință, Doamne, că iată, ne-ai prelungit firul vieții noastre, dându-ne posibilitatea, Doamne, să ne împăcăm cu părâșul nostru. Câtă vreme suntem pe pământul acesta, venim și în seara aceasta, în locul acesta, în jurul acestui sicriu, în jurul fratelui nostru Costică, să mai stăm câteva clipe. Îți mulțumim, Doamne, că la vreme potrivită Tu îi chemi acasă, pe fiecare. Noi nu știm, Doamne, planurile Tale, așa cum ai spus Tu prin prorocul Isaia, Doamne, cât de departe sunt cerurile de pământ, așa sunt gândurile noastre de gândurile Tale. Socoteala Ta, Doamne, este într-un fel tainic, care nu vom putea afla niciodată decât în veșnicie. De aceea îți venim și îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu și în cetatea aceasta ai trimis oameni, Doamne, care să Te vestească pe Tine nu numai prin cuvânt, ci și prin fapte, Doamne. Faptele sunt cele care Te vestesc mai mult decât cuvântul. Și ne aflăm în locul acesta, în cimitirul acesta, în curtea acestei biserici, Doamne, unde sunt atâtea suflete care așteaptă venirea Ta, atâtea suflete care au trudit și pentru construcția acestui locaș, Doamne, pentru ridicarea acestei biserici, Sfinte Biserici și tot ce s-a făcut aici, lăsând o mărturie că Te-a venit pe Tine. De aceea noi venim și îți mulțumim că ai lucrat în chip atât de minunat. Și iată, și pe fratele Costic, că Tu l-ai chemat acasă, Doamne. I-ai dat timp de pocăință. L-ai pregătit Tu, Doamne, ca să-L poți chema acasă. I-ai dat vreme ca să-și ia haina ce de nuntă. Deci ajută-ne și pe fiecare dintre noi să vedem că într-o zi și noi vom fi chemați acasă. Să ne putem și noi pregăti cu haina aceea, Doamne, de nuntă, unde sunt cei aleși ai Tăi, unde sunt cei dragi pe care Tu, Doamne, i-ai chemat și i-ai ales și i-ai pregătit pentru că au înțeles și au împlinit cuvântul Tău. De aceea noi Îți mulțumim, Te rugăm pentru sufletul lui, Doamne, să-L primești în corturile Tale, să-L ierți. Pentru că oameni, noi putem găsi cu atâtea feluri. Ispititorul este cel care răgnește, aleargă. Nu doarme, doar că sunt și ele sufletele. Și Te rugăm să ne ierți pe fiecare și pe cei care au rămas în urmă, Doamne, încă pe pământul acesta, să ne ajut să ne pregătim. Să ne pregătim, să ne împăcăm cu părâșul, cu îngerul nostru care ne îndeamnă de atâtea ori la pocăință. Îngerul nostru care ne îndeamnă la faptele cele bune pentru a ne prezenta înaintea Ta. Și noi suntem tot
surzi, Doamne, la îndemnul și la cuvintele care le auzim. De ce te rugăm și în seara aceasta? Dacă am auzit un cuvânt, Doamne, care ne folosește pentru mântuire, să-l strângem în inimile noastre. Să nu-l uităm, Doamne, și să privim la fratele nostru Costică, care a lăsat toate în lumea aceasta și se îndreaptă spre Tine, Doamne. Trupul odihnește pentru o clipă în acest pământ, iar sufletul merge înaintea Ta. De ce te rugăm pentru toți cei care i-ai chemat acasă, Doamne, pentru sufletele lor. Și te rugăm și pentru noi, Doamne, să ne dai putere să putem birui, că știm că într-o zi și noi, și pe noi ne vei chema acasă. De ce te rugăm să rămâi cu noi, să rămâi cu familia, să putem privi fiecare, Doamne, la părinții noștri, la felul lor de viețuire, Doamne, și la sfârșitul lor, și să ne urmăm credința, cât de important este acest sfârșit, Doamne. Deschide-ne ochii, mărește-ne credința, ca să nu ne pierdem pe cale. Noi venim și îți mulțumim și te rugăm, Doamne, și pentru sora Dorica, care și ea trece prin clipe mai grele, și pentru sufletul ei, Doamne. Tu s-o întărești. Tu s-o cercetezi. Tu s-o ierți. Vedem cât de scurtă și trecătoare este viața aceasta. De aceea se merită să ne încredințăm viața în mâna Ta. Doar în mâna Ta. Și Tu poți să faci ce vrei cu ea. Noi îți mulțumim de toate și pentru toate. Te lăudăm, te binecuvântăm. Că ție ți se cuvine slavă, cinste de acum și până în veci de veci. Amin. Mulțumim, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru că ne-ai rânduit un astfel de părinte în adunarea noastră. Mulțumim pentru copiii pe care îi ai rânduit în familia lui și pentru dragostea și grija care au avut-o pentru el. Răsplătește această osteneală. Va fi o zi istorică pentru familia aceasta, mai ales ziua de mâine. Rânduiește tot ceea ce este necesar și de trebuință, răsplătește copiilor, truda, rugăciunile, primește, Doamne, lacrimile, primește, Doamne, florile, rugăciunile, toate câte s-au adus spre pomenirea Lui și iartă-L, Doamne, căci ca un om a putut să greșească. Te rugăm acum în mod deosebit pentru sora Minodora, care avea de îngrijit pe fratele Aurel. Ea știa cum să procedeze și am îndrăznit să te rugăm să o păstrezi în viață. Dar zicem și de data aceasta, fie voia Ta și cu sora Minodora. Așa cum a fost voia Ta și cu fratele Costică, faptul că a sfârșit statornic, faptul că a fost înconjurat de cei dragi, faptul că i-a ascultat rugăciunea, câte n-am avea să spunem, frate Costică, iartă-ne, că n-am reușit întotdeauna să te bucurăm cu ascultările noastre. Am fost niște copii mai neascultători și la căpătâiul și lângă sicriul frăției Tale ne dăm seama că trebuia să te vizităm mai mult, să te fi ascultat mai mult, să fi fost mai mult împreună. Iartă-ne și te rugăm să te rogi Domnului și pentru noi și pentru familia frăției Tale.
pentru ca să ajungem când vei rindui Tu să ne bucurăm împreună în împărăția Ta. Multe am avea să spunem în clipa aceasta, dar avem nădejdea. Chiar dacă am pierdut un părinte rugător pe pământul acesta, am câștigat un părinte rugător în cer, pe care, Doamne, Te rugăm să-i asculți rugăciunile care le va face pentru noi și fă ca prin toate să putem lăuda și preamări numele Tău. Pentru rugăciunile Maicii Tale, la care fratele Costic avea atâta evlavie, roagă-Te, Doamne, și rânduiește toate ce necesare, primește rugăciunile, primește tot ceea ce se va împărți și se va face într-o pomenirea și amintirea Lui și rânduiește și cele necesare pentru ziua înmormântării. Fii cu noi și noaptea aceasta și fă ca prin toate să putem lăuda și preamări numele Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Într-un numele Domnului, Părinte, binecuvintează! Cu noi este Dumnezeu, cu al să faci, ca să-i crede oameni, totdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să toate astea. Să fim cu grijă, să respectăm circulația și toate